Credincioși, dragi ascultători, ne aflăm în duminica dinaintea Paștelui, duminica floriilor. Intrăm în săptămâna cea mai sfântă a anului bisericesc, pentru că celebrăm cele mai sfinte mistere ale mântuirii noastre. Pătimirea, moartea și învierea lui Iisus. Vă invit să medităm împreună asupra acestui mister al morții lui Iisus pentru a vedea cu folos pentru sufletele noastre cum El, Iisus, iubirea însăși, învinge ura și păcatul. În dimineața zilei de Vinerea Mare, Satana s-a trezit cu un zâmbet răutăcios pe față. Astăzi era ziua mult așteptată. Moartea, fiica sa favorită, va împlini curând răzbunarea mult căutată. Cel drept, Iisus, va muri în chinuri și în rușine. Diavolul era bucuros. Totul fusese bine pregătit. Slugile sale semănaseră deja semințele neînțelegerii printre cei puternici ai Sinedriului, înăbușindu-le inimile cu dorința de siguranță. Este mai bine să moară un singur om pentru popor. Petru își mânjise deja sufletul trădându-l pe Iisus înainte de a cânta cocoșul. Nu-l cunosc pe omul acesta. Ceilalți apostoli fugiseră și ei. După răsărit, mulțimea nerecunoscătoare, deși Iisus făcuse atât de mult bine pentru ei, mulțimea îi va smulge lașului Pilat sentința la moarte. Răstignește-l, răstignește-l. O dulce răzbunare, se gândea diavolul. Iisus, cel care nu a cunoscut păcatul, acum îl va cunoaște, chiar dacă numai prin efectele lui, răutatea oamenilor și la sfârșit moartea. Pe la ora 12, întunericul prevestitor al morții învăluia Golgota, grămada de gunoi a Ierusalimului. Diavolul ardea de nerăbdare să dea lovitura de grație și să-L învingă pe Dumnezeu cu armele proprii. Arma lui Dumnezeu era Fiul. Dar acest fiu îmbrăcat în carne umană va fi luat în râs și ucis. Un dar nedorit și neînțeles în fața micilor oferte pe care seducătorul, Satana, tatăl minciunii, le împărțea cu generozitate mulțimii. Trei ore interminabile a durat bătălia. Trei ore lungi. Cel nevinovat, sfințenia însăși, era răstignit, spânzurat pe o cruce între cer și pământ, încercând să le unească. În timp ce viața se scurgea din el, cu un efort pentru încă o respirație, Iisus a zis: Femeie, iată fiul tău. Și diavolul a râs cu dispreț, ca și cum o mamă ar putea să depășească momentul morții premature și violente a unicului fiu,
primind un înlocuitor de ultim moment. S-a sfârșit, a strigat Iisus dându-și sufletul. Într-adevăr s-a sfârșit, s-a gândit regele demonilor. Dar înainte de a putea să-și deschidă buzele într-o strigă de bucurie, pământul s-a cutremurat și zidurile locuinței morților, clădite de el cu răutate, an după an, secol după secol, s-au dărâmat. Și sufletele din locuința morților au ieșit toate să-și întâmpine Mântuitorul. Iisus era învingător. Cum e posibil așa ceva? S-a întrebat cu disperare cuceritorul cucerit. Cum e posibil ca slăbiciunea să învingă puterea, binele să supună răul? Și diavolul și-a amintit atunci de acel cuvânt pe care el nu-l putea accepta, iubirea. Răstignitul victorios era iubirea însăși. Pe cruce, Iisus, iubirea a învins ura. Dumnezeu, în înțelepciunea sa infinită, nu a știut să ne facă un dar mai mare decât pe sine însuși, pentru că ne iubește. Căci nu numărul de bice, nici cuiele, nici spinii, nu cantitatea de suferință suportată de Iisus ne-a șters păcatele, ci iubirea sa prin care a acceptat suferința pentru noi. Și de atunci, iubiți credincioși, din acea Vinere Sfântă, și noi putem cuceri moartea, păcatul și slăbiciunea proprie și putem spune cu Sfântul Paul în fiecare zi: noi avem această comoară în vase de lut, pentru ca puterea imensă să fie de la Dumnezeu și nu de la noi. Suntem apăsați de necazuri din toate părțile, dar nu striviți. Suntem în grea cumpănă, dar nu disperați. Persecutați, dar nu abandonați. Doborâți la pământ, dar nu uciși. Pretutindeni purtăm în trupul nostru moartea lui Iisus, ca să se arate și viața lui Iisus în trupul nostru. Proclamarea pătimirii lui Iisus, așadar, în cadrul acestei sfinte liturghii, nu a avut ca scop trezirea unor sentimente de milă sterilă în noi și nici a unor sentimente de revoltă, ca în cazul lui Clovis, regele francilor, care atunci când a auzit pentru prima dată despre moartea lui Iisus, a exclamat: dacă aș fi fost acolo cu soldații mei, nu l-ar fi răstignit pe Iisus. Citirea Evangheliei lui Matei cu relatarea pătimirii lui Iisus are un singur scop: proclamarea iubirii lui Dumnezeu și acceptarea crucii și a iubirii în viața noastră. Aceasta trebuie să facem în Săptămâna Sfântă. La începutul secolului al XIX-lea era la Catedrala Notre-Dame din Paris un episcop care prin predicile sale atingea inimile celor indiferenți. Acel episcop ne relatează un fapt. Cu mulți ani înainte de a fi episcop, în fața catedralei venea un tânăr care insulta pe credincioși, spunându-le că, de fapt, credința e depășită și aducându-le tuturor multe ofense. Într-o zi a ieșit la el un preot care încerca să-l calmeze, însă el a început să-l jignească și pe preot. Acesta, în cele din urmă, i-a zis: uite, vino în biserică și spune-i direct lui Dumnezeu aceste lucruri. Să strigi cu toată puterea ta: Hristos a murit pe cruce pentru mine,
și nu-mi pasă deloc. Tânărul a intrat și a strigat cât a putut de tare: Hristos a murit pe cruce pentru mine și nu-mi pasă deloc. Foarte bine, i-a spus preotul, acum mai strigă o dată. Și tânărul a strigat iar, de data aceasta cu oarecare ezitare. Preotul l-a îndemnat: aproape ai terminat, strigă pentru ultima dată. Dar tânărul, privind crucea, nu a mai putut scoate un cuvânt. Și continuă episcopul: acel tânăr eram eu acum 30 de ani. Iubiți credincioși, dragi ascultători, misterul crucii l-a schimbat pe acel tânăr care a ajuns preot și apoi episcop. În această săptămână sfântă, meditând la pătimirea lui Iisus, să spunem și noi: Hristos a murit pe cruce pentru mine și acest fapt nu mă lasă indiferent. Iubirea lui Iisus trebuie să-mi schimbe viața. Iisus a împlinit misiunea pe Calvar, El a umplut rezervorul bisericii cu viața dumnezeiască. Dar noi trebuie să deschidem stăvilarele ca să curgă viața divină în noi. Hristos a pus temelia, noi astăzi trebuie să construim pe ea. El stă la ușă și bate, noi trebuie să-i deschidem. El a consacrat Euharistia, noi trebuie să ne împărtășim. El ne-a dat iubirea, noi trebuie să o primim și să o trăim. Vă îndemn ca în această săptămână sfântă să avem această atitudine și noi, să ne rugăm și noi cu ființa noastră mai mult decât cu buzele: Iisuse, Tu ai murit pe cruce din iubire pentru mine, fă ca iubirea Ta să-mi schimbe viața pentru a fi mereu cu Tine. Amin.